Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. Ce mai fac concurenții din sezonul 8 după ieșirea din competiție? Fiecare pe la casa lui, nu? Sau la casele partenerului, Liviu și Bogdana. Vreau să încep cu ei. Câștigătorii. Marius și Ioana. Am văzut comentariile, încă sunt comentarii negative la adresa lor. Mulți amenință că nu se mai uite la Mireasa, dar nu cred. O să se uite, când începe sezonul următor, o să fie toți în fața televizorului, pentru că o să zică, dar dacă o să fie mai bine de data asta? Pentru că tot așa am zis, că și eu după ce am ieșit de la sezonul 2, acum aproape 3 ani, sezonul 3 și 4 nu l-am urmărit. Eram așa de sătulă de tot ce era acolo, nu suportam să mai văd nici măcar casa, nici să mai aud. Atât am puțin de tot am văzut. Când apărea pe Facebook, urmăream pe Facebook și dacă apărea ceva, postări, mă uitam, dar în rest nu. Că de asta nu știu care cum au fost concurenții. La final m-am uitat de fiecare dată și chiar mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut să mă uit. Dar după aceea de la sezonul 5 am urmărit. Și ce să mai vorbim de ei, pentru că dacă sunt câștigători, știți, câștigătorii au totul, nu? Ei sunt fericiți, am văzut că erau la un restaurant, a luat masa, sunt și cunoscuți pe stradă, să oprește lumea să le vorbească, să facă poză cu ei, așa făceau și cu mine în București, când mai dădeam, știți că eram cu mască, așa, dar când mă dădeam jos, toată lumea mă cunoștea, chiar și în aeroport. Mi-a plăcut de ei, sunt simpatici, nu i-am susținut, nu i-am votat, dar erau simpatici. N-am văzut să fi făcut ceva rău și nici nu mă iau de trecutul lui Marius, pentru că e trecut de aici, zice trecut, că s-a dus. E important ce o să facă de acum încolo. De acum încolo, asta e foarte important. Deocamdată se bucură de viață, se bucură de sărbători, se bucură unul de altul. Place de Marius, așa cum el, că nu știe să lege două cuvinte, eu n-am zis asta, nici nu cred. Văzut că vorbea destul de bine. Oricum a spus că vrea să evolueze și foarte bine face, să-și ia cărți, să citească, pentru că cititul chiar deșteaptă. Liviu și Bogdana. Am văzut că au luat cina de Crăciun în familie, erau toți acolo și mai întâi ei doi făceau un live, mulțumeau, bineînțeles, pentru susținătorii aia puțini care i-au avut. Apoi au venit cu telefonul și am văzut restul familiei adunați toți la masă, toți aceeași față aveau, aceeași nas, aceeași ochi, aceeași expresie. Era și bunica Paula, mi-a plăcut de ea. Era și unchiul, Lucica, bineînțeles, tatălui Liviu, toată familia, masa foarte îmbelșugată, chiar am observat că aveau de toate. Nu știu cine a pregătit-o, erau destule femei oricum să pregătească, poate ajuta și Bogdana, poate nu, pentru că nu prea era tare ea prin bucătărie, cel puțin. Așa am văzut eu la Casa Mireasa, că nu era prea tare. Și că am amintit de bunica Paula, știți că a avut câteva intervenții în direct, chiar zicea că o să vină, n-a venit, lua puțin de urechi pe Liviu că s-a comportat foarte urât. Era bine dacă ar fi venit cu ea decât cu Lucica, care de luni până sâmbătă plângea și sâmbătă până duminică dimineața se distra la petrecere, nu așa făcea? Nu mai durea nimic, nu mai avea nicio problemă decât să se distreze. Mi-ar fi plăcut să vină cu bunica. Bunica e haioasă, știe multe bunica. Ar fi bine dacă Bogdana, în caz că vrea să rămână cu ei, cât o rămâne, bineînțeles, și cât o rămâne și căsătorită, să asculte de ea, pentru că pare o femeie foarte inteligentă. Lucica nu, dar bunica Paula mi-a făcut o impresie foarte bună. Sergiu și Madi au 3 luni de relație chiar de Crăciun. Din 25 septembrie, parcă, s-au declarat cuplu, iar au publicat fiecare separat, așa cum publică ei, că ne iubim, că nu pot fără tine,
trei luni de iubire, astea, dulce grile care le postează fiecare. Și Nelipsitul, te iubesc, bineînțeles. Apoi a publicat și ea niște fotografii și a scris: te iubi, baby-ul meu, puiul meu. Știți că e așa, i-a zis și la jurământul puiul. Păi da, pui, pentru că e puiul ei, normal, cu 5-6 ani mai mic ca ea, nu poate să fie altceva. Mie mi-a plăcut de el, mi-a plăcut, e un băiat frumușel, chiar este, dar alegerea lui nu mi-a plăcut, nici Andreea și nici ea. Nu știu de ce unora băieți care sunt frumușei așa, le plac fetele urâte. Și mai ales Madi, care a fost și divorțată și cu foarte multe relații și cu trecutul ei, eu nu-i prea văd împreună mult timp de acum încolo, dar s-ar putea să mă înșel. Aș vrea să mă înșel, pentru că chiar de la căsătorie am zis că le doresc tuturor de toți, toate cinci perechile, să rămână împreună, dar nu e după mine. Nu e după mine. Ei au sărbătorit, bineînțeles, era și Crăciunul, era și trei luni de relație. Au sărbătorit cum s-au priceput și mai bine, nu? Acum sunt tineri la început de drum, în luna de miere, și sunt fericiți, sau cel puțin așa cred ei că sunt fericiți. Hai să vedem dacă nu o să apară în viața lor, cumva, personajul. Care personaj? Horia. Cum a apărut și la câștigătoarea sezonului 6. Că de asta n-a mai avut răbdare 6 luni să primească bani. Vă amintiți? Și acum, pe scurt, despre celelalte cupluri. Cât am văzut și eu și cât m-am informat despre ei, Robert și Bia erau acasă, făcuseră o grămadă de fotografii și al ținea în brațe și dedesubt scria că, bineînțeles, declarațiile lor, știți? Nu știu, dar fața lui Robert spune cam multe. Am impresia că nu-i fericit, că regretă deja pasul făcut, dar a vrut să facă, eu cred că nu ca s-a căsătorit cu ea, că iubește, că e nebunit după ea, nu. A vrut să-i fac în ciudă mamei lui, dar acum am impresia că deja regret. Asta e impresia mea. Contraziceți-mă dacă vreți. Apoi Bogdan a postat câteva fotografii cu urări, mulțumiri fanilor, știți, ca toată lumea. Mie nu mi-a plăcut de Bogdan, dar nu doar mie nu mi-a plăcut, nici fetelor din casa Mireasa nu i-a plăcut. N-a fost un băiat, mai ales când s-au aflat și niște lucruri din trecut. Dacă nici cu Andreea, dar măcar cu alte fete. Și am văzut și niște fotografii drăguțe cu Adrian și Daria lângă Brad, cu Robert, Bia și Bradu, cu Sergiu și Madi și Mircea, bineînțeles. Andreea, că vorbim de ea, era cu Bradul, cu și o grămadă singură, cu Bradul și cu foarte multe lumini și cadouri ce mai erau. Și Daniel cu Ana lui. Erau toți acolo fericiți, cu zâmbetul până la ureche, măcar dar rămâne fericiți. Andreea, nu știu ce să vă spun despre ea, pentru că, v-am spus, are fața ca o fotografie, nu exprimă absolut nimic. A vrut să rămână singură, este singură, poate cu familie, poate cu familia, dar ce am înțeles eu din acest parcurs al ei în emisiune, că nu își dorește pe nimeni. Asta am înțeles. TikTok. Toată lumea face TikTok. După părerea mea, bineînțeles, cel mai tare e Alexuțu Macarie de la sezonul 7. De câte ori mă uit, el îl văd. Strigă la lume, dar stop, mai vorbește și de asta și primit de două ori avertismente, că hărțuiește, păi cam vorbește urât cu unii, face proștii, face tot felul. Ei, Alexuțu, noi îl cunoaștem de la Mireasa, ăsta e stilul lui. Și a intrat Deni. Deni al lui Viorel avea pe cap o panglicuță din aia cu două coarne așa de ren. Și l-a bătut pe Alexuțu, dar nu s-a supărat. De ce să supere pe ea? Apoi a intrat Deni cu Maria de la câștigătoarea sezonului 7, că știți că și ea joacă cu Antonio, dar Antonio era la muncă, așa că a intrat cu Deni. Și au jucat, au răspuns și la întrebări între timp, tot timpul făceau te pup, ziceau diferite nume. Și ziceau că au 120 de puncte.
Eu nu mă pricep la jocul ăsta, dar mi se pare interesant dacă joacă atâta lume. Și ele mai vorbeau, ele două fetele, diferite subiecte. Apoi a câștigat Maria. A câștigat Maria, Deni n-a zis nimic, a felicitat-o și s-a retras. S-a retras ea, dar a intrat un băiat. A intrat un băiat, a vorbit cu Maria. Ea zicea că vrea să audă o melodie, dar pe fundal și ea cânta, s-auzeau manele. Știți că mie nu-mi plac de niciun fel. Păi îi plac. Mai zicea că vrea să intre cu fratele ei să-l bată. Și au niște reguli acolo cu star în devenire, a deveni star. Sunt, că l-am auzit și pe Alexuțu zicând de star în devenire. Sunt niște reguli de ale lor, de pe joc. Dar jocul e interesant. Am zis că am să intru și odată, nu știu când, că n-o să am timp mai mult. Iar a fost întrebată, bineînțeles, ce părere de Daria și Andrei. A zis că nu se poate să-și dea cu părerea, că n-are voie, știți, că n-are voie de la administratora. Ceva a făcut ea, că eu nu urmăresc chiar toate live-urile, vă dați seama că când apare așa câte unul, mai mă uit pe TikTok, văd și live-urile Mariei. Eu n-am prea simpatizat-o pe ea în emisiune, mai mult pe el. El mi s-a părut extraordinar. Și zicea că nu știe nimic despre ei, că a fost întrebată despre Daria și Adrian, pentru că nu i-a dat follow. Așa că a fost întrebată și ce să facă de sărbători și să duce la verișorul lui Antonio. Ca să pătrească și în familie. Păi e frumos așa. Chiar e frumos. Că familia e foarte importantă, știți părerea mea de familie. Dar și mai știți că Mariei nu-i place să o întrebe nimeni de băiat. Și mi se pare normal. Eu am copii. Mulți dintre noi avem copii. Nu toată lumea, dar majoritatea au copii. Nici mie nu mi-ar place să mă întrebe, mai ales să fie copilul mic, în continuu, ce face copilul, cu cine l-ai lăsat, cine vede de el, că l-ai părăsit, nu mi-ar place. Copilul nu e părăsit. E cu mama ei. Câte femei nu-și lasă copiii cu părinții? E foarte bine acolo unde e, nu trebuie să șadă zi de zi cu ea. Fiecare face ce vrea cu familia lui, eu așa zic. Și sfătuiesc pe cei care văd acest vlog să nu mai o întrebe, vede că nu-i place sau doar vor să o hărțuiască, eu așa cred că vor să o hărțuiască. I-a găsit punctul sensibil, pentru că pentru fiecare mamă copilul e punctul sensibil, nu? Așa că de ce trebuie să o hărțuiască în continuu? E copilul ei, e responsabilitatea ei, nu îi dă nimeni nimica, așa că n-are nimeni niciun drept să o întrebe și să o judece. Problema e fix aici. Zain, parcă de la sezonul 7, era răcit, stătea în pat, cu o față, vorbea așa greu, stătea de vorbă cu femeia tot îi spunea, nu, prima dată i-a zis, ia pastile, ia-ți un ceai de mintă, ea zicea mintă, nu știu cum zicea, îl sfătuia să bea un ceai de mintă, de mușețel e bun, să știți, la răceli, un ceai de mușețel, pentru că are antibiotic natural, cu miere și puțină lămâie, puțină de tot. Asta chiar face minuni. Eu de câte ori mai răcesc și eu, că mai stau dezbrăcată, trece din jumătate de oră. Răceala mea cam atâta ține, poate și mai puțin. Apoi Zain, cred că a vrut să scape mai mult de ea, pentru că era foarte insistentă, zicea că se duce la indicațiile ei, că zicea să faci o baie, să te bagi în pat, bei ceaiul și să zice mă duc să fac o baie fierbinte. Cred că a făcut baie și s-a băgat în pat sau a vrut doar să scape de ea. Și într-un caz și în alt caz, bine a făcut. Pentru că oamenii insistenți, să știți că nici mie nu-mi plac. Nu-mi plac absolut deloc. Așa și am văzut că Alina de la sezonul 5 și cu Valentin au primit colindători. Mai întâi un grup de bărbați cântau în stradă, colinde din astea obișnuite, apoi au venit și în casă, am văzut că a primit, erau copii mai mulți. Apoi a filmat mâncarea, a filmat prin casă, ca fiecare. Acum de sărbători, să știți că mulți își filmează masa îmbelșugată sau fac video sau doar publică. Alții filmează bradul, fiecare face ce vrea cu casa lui.
Dar eu mă bucur pentru Alina, așteaptă și bebelușul, cred că luna viitoare, că am văzut burtica, era destul de avansată sarcina și chiar mă bucur pentru ei. Am văzut că în casă, în sezonul 5, se cam certau, dar acum nu știm. Acum, într-adevăr, chiar dacă se ceartă, măcar nu știm noi și credem că sunt foarte fericiți. Eu cred că sunt foarte fericiți, că altfel n-ar sta împreună, nu? Știți că mie îmi plac pozele și că le urmăresc, da. Așa că să comentez câteva fotografii cu Blaze. Blaze, la sezonul 3, da, căsătorit. Are și fetiță. Cu Costinela, parcă tot de la 3, rar o văd pe Costinela. Cu Alexandra Ghioca, era undeva pe stradă, când spate se vedea un acordeonist. Cu Bogdan, parcă de la sezonul 6, a fost eliminat. Era cu două fete, vă dați seama, stă bine. Perneș a filmat colindătorii și a și pozat și a pus un mesaj drăguț și a scris: asta înseamnă spiritul Crăciunului, suflete curate, simple. Frumos. Iar Hatice a postat masa, dar deja mâncaseră și într-un colț se vedeau niște prăjituri. Petrică și Ela de la sezonul 4 erau afară undeva pe stradă. Mă bucur pentru ei, au deja 2 ani de căsătorie. Încă o poză cu Zen cu o căciulă ceva pe cap, pe Nora de la sezonul 5, Nora Balaș, iar era pe stradă lângă o mașină, pe Raluca de la 6, da? Pe Alina cu Vali acasă, cu Bradu, înconjurați de cadouri, cu mâncarea, cu poze cu colindătorii. Apoi Bradului Cosmin Munteanu, știți, câștigător sezonului 6. Pe Niță Paul, pe post de Moș Crăciun, cu o fetiță în brațe. Pe Maria și Antonio, bineînțeles, pe Gabriela cu bebe, cu multe jucării și era sub brad copilul și scria acolo un mesaj: cadoul meu. Păi mai frumos cadou decât copilul nu există pe lumea asta. Pe Marian a pus 2 fotografii cu iubita lui, erau în Austria, la Salzburg, vă dați seama. Pe Deni, singură. Pe Claudia cu moșul, cu soțul, cu bebelușul. Bebelușul avea o căciulă de Moș Crăciun și în alte fotografii el ținea sus la brad, așa. Apoi am văzut-o pe Ionela de la sezonul 2, care am eliminat-o eu, fiind mama săptămânii și am avut puterea asta. Era cu soțul ei sau iubitul, sau oricum era cu un bărbat. Am văzut că și-a pus foarte mult acid în buze, arăta, și așa era urâtă că era, nu era o fată frumoasă, arăta și mai urâtă. Dar asta e problema ei, ceea ce își pune. Am mai aflat noutăți despre foștii concurenți, pentru că toți sunt foști acum, și din sezonul 8 și din celelalte sezoane, pentru că eu vreau să-i urmăresc, să mai aflu și eu ce au făcut, cu ce se mai ocupă, prin ce țări mai pleacă. Vreau să încep cu Bianca și Robert. Eu l-am simpatizat pe ea, nu vorbește prea mult, oamenii care vorbesc prea mult sunt foarte obositori și nu doar pe mine m-a obosit. A făcut și un live, erau la ea la Pitești, parcă, și spunea că soacra e la Oradea. Dar o să meargă și acolo, bineînțeles. Și că nu au fost întrebați, că normal, toți curioși să știe, dacă nu țin legătura cu Marius și cu Ioana, a spus că nu țin legătura, n-au nimic, nu s-au certat, dar nu țin legătura. Fiecare ține legătura cu cine vrea, nu e obligatoriu să ții legătura că nu vrei. Chiar nu e, nu e. Și Robert, Bia și cu cine s-a reunit? Cu Andreea care s-a jucat cu câțiva băieți să rămână în competiție și văd că i-a ieșit asta, i-a ieșit foarte bine. Andreea, n-am părere bună de ea, e o femeie foarte rece, fără expresie, fără nimica, n-am plăcut-o, n-o plac și nici băieții n-au plăcut-o, au vrut doar ca fiecare să rămână în competiție. V-am spus, aceste cuplu, majoritatea, sunt foarte puțini excepții care nu, dar majoritatea se fac doar pentru frica de eliminare sau pentru câștigarea premiului. Pentru atât. Nu că mare iubire pe ei, cum spunea și Ion, era sezonul 4, parcă,
nu poate să fie o mare iubire așa în 4 luni. Sau dacă e, sunt foarte rare cazurile. Foarte rare. Daria și Adrian au făcut și ei un live, ca să vedem noi că ei sunt împreună. Păi sunt împreună acum, că de câteva zile au ieșit. Ia să vedem, să căsătoresc, vor rămâne. Ea oricum nu e genul care să fie statornică, să-și adă doar cu un băiat, mai ales că Adrian e micuț, e neștiutor. Primește el lecții destule, a primit deja tot. Se vede pe fața lui. Am văzut că ascultau manele ce altceva ar putea să asculte și cânta și ea. Pentru că manele chiar e bună. Și erau care întrebau când pleacă în Spania și spunea că o să plece. Normal că o să plece, că ea are treburile ei pe acolo, nu o să șadă să-l dădăcească pe Adrian, care e micuț. Și poate face și ea ca Iana din sezonul 5, parcă, de la ținut pe Andrei până i-a mâncat toți banii și după aceea l-a trimis înapoi în țară. Ce să păi facă fără bani cu el, nu? Așa fac unele femei, așa fac. Că eu am 3 băieți și le-am tot spus, i-am avertizat să aibă grijă. Să aibă grijă că unele femei sunt foarte șmechere, profită. Păi și eu sunt femeie, știu. Dar n-am făcut așa ceva. N-am făcut. Nu mi-a plăcut. Mai ales că am avut frate, zic am avut pentru că nu mai e printre noi. Și având frate, nu mi-ar fi plăcut altă fată să facă la fel cu el. Și dar sunt femei care nu le interesează. Profită cât profită, când îl jegmenește de tot, m-a făcut Iana cum a făcut. Și acum zicea că nu sunt compatibil, că nu sunt, dar când avea bani erau, când nu mai avea bani nu mai erau. Să-i vedem pe Daria și Adrian cât o să se mai suporte împreună, pentru că de potrivit, sub nicio formă nu se potrivesc. Dar asta e doar părerea mea. Să vorbim și de perfecții sezonului 8. Ana și Daniela au făcut și ei un live și au promis că o să facă mereu. Au răspuns, bineînțeles, la întrebări. Cineva a întrebat ce părere au despre Robert și Bia. A spus că sunt bine educați. Sunt, dar... Adică el, da, el mi-a plăcut de Robert. Bianca, după cum spuneam mai devreme, prea vorbereață. Prea vorbereață și când trebuie și când nu. Și... A fost întrebată de ce n-a purtat la cununie perle care le-a dus mama ei, care erau abunicii, bunici, bunica nu mai e printre ei. A spus că trebuia să poarte niște bijuterii de la Splendor, să facă și reclamă împrumutate, doar le-au dat înapoi, bineînțeles că destul le-a dat Splendor, le-a dat ceas, le-a dat inele de logodnă, le mai dă și bijuterii, doar bijuteriile de la Splendor le-au purtat și le-a dat înapoi împrumut. A fost un împrumut. Nici eu nu știam asta, să știți. Nici eu nu știam dacă a fost împrumut sau cadou. Și povesteau unii, când stăteau de vorbă cu fanii lor, ziceau că i-au văzut câștigători, să știi că și eu i-am văzut câștigători. Dar în timp ce vorbeau, se auzea în spate, cu plângea un bebeluș, cred că e nepoțica lui Daniel, pentru că erau la el acasă și vă dați seama, copilul era acolo. Ana se bucură că a fost apreciată. Păi ea că a fost apreciată, că a avut doar, mi se pare, parcă la 10% mai puțin decât Marius și Ioana. Altă întrebare era dacă o primi bani la Mireasa. Păi n-au cum să-i primească așa repede. Durează vreo 2 săptămâni, poate chiar o lună, ca să vadă cum se comportă. Bine, ei sunt cu minți, liniștiți. Și mai zicea Ana că perlele, cu siguranță, pentru că a fost întrebată, normal, o să le poarte la cununia religioasă, pentru că atunci nu mai trebuie să facă reclamă la nimic. Iar ceva ce mi-a plăcut, Daniel povestea ce s-a întâmplat cu conserva lui Miții. Conserva nu era lui Miții, nu știu Miții dacă e femeie sau mascul, nu știu, e Miții. Era conservă pentru oameni. Era lor și din conserva lor îi dădea și lui Miții, că ea de asta a mâncat din ea. Normal că nu putea să mănânce conserva pisicii, pentru că și eu am pisici, chiar acum în jurul meu, și le desfac conserve, miroase extraordinar de urât. Cum poți să mănânci? Da, pisica să mănânce de la noi? Da, și eu mai cumpăr conserve de oameni, să spunem așa, pentru oameni la pisică. Așa că m-am lămurit, pentru că și eu am crezut o perioadă că au mâncat conserva, Ana a mâncat conserva pisicii, dar nu, când, nu eram 100%, eram așa în dubiu, am mâncat, n-am mâncat-o. Și acum, pe scurt,
despre câțiva dintre concurenții foștii, Andreea și Ionuț, dacă vă amintiți de ei, frumoși copii amândoi, au fost puțin despărțiți, s-au certat ca oamenii, s-au împăcat iar și jucau. Ce puteau să facă, erau pe TikTok, jucau, a făcut și live-ul, tot făcea, dați, tap, 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 toți fac așa, toți fac, au răspuns la întrebări foarte amabili și bineînțeles că au fost întrebați dacă sunt împreună, că lumea e curioasă, păi da, păi și eu sunt curioasă, și eu aș fi întrebat. Au zis că da, sunt împreună, iar în timp ce jucau, au și câștigat, chiar mă bucur pentru ei că au câștigat, pentru că sunt chiar adorabili. Alexuțu de la sezonul 7 a făcut o poză cu mama lui, chiar un filmuleț, și scrie acolo, te iubesc, mama, și tot o pupa, o pupa. Seamănă fix cu el, fix, fix, e varianta lui în formă feminină. Păi normal, băieții cam seamănă cu mama și băieții mei seamănă cu mine. Am cel de la București, cu mine seamănă și mă bucur că seamănă cu mine. Ioana și Marius, bineînțeles, că au făcut urări de Crăciun. Sunt fericiți, au transmis tuturor mulțumirii pentru că i-a votat, bineînțeles, că au și câștigat. Da. Principalul e că să înțeleg bine și să iubesc. Ce mă interesează pe mine, ce au făcut, ce n-au făcut, e problema lor asta. Au câștigat, în 6 luni o să primească bani și pot să înceapă o viață nouă și frumoasă viață. Multe pot să facă cu banii aia. Marius, nu. Madi și Sergiu sunt la Sibiu. Și cu Mircea și soția lui Mircea am văzut fotografie la Piața Mare din Sibiu, a făcut o serie de fotografii, iar el a scris un mesaj drăguț, te iubesc, albinuța mea, lângă brad erau mai niște cadouri pe acolo și vreau să închei cu ceva nu chiar așa drăguț. Antonio era în live cu o femeie și vorbea foarte vulgar. Și zicea că dacă ești în Anglia, nu te obosi să mă cauți. Nu știu, dar mie mi-a plăcut de Antonio, dar vorbește foarte vulgar în ultimul timp. Sau așa era el și s-a ținut în casa mireasa, nu pot să-mi dau seama. Nu știu, dar nu-mi plac în general vulgaritățile și evit pe cât posibil să le folosesc. Trebuie să fiu foarte nervoasă, asta e rar la mine, să fiu nervoasă ca să scot o vulgaritate pe gură. Foarte nervoasă. În rest, nu. În rest, sunt un om care. Cam atât am avut pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. La revedere!